Bob was the activist, Kevin Page, and every day. At the other point, I don't know how big the way of fucking in there, but I had a simple atomic. While I was in Apocalypse, I think it was Drachi, this time, in Genesa, a part of the scene of Apocalypse, I said, Scotia Mara, in this story. Cele două fiare, balaurul este prins, aruncat în iasul de foc, se încheie toată lucrarea lui. Nici nu vă mirați că cartea Apocalipsa a ales. Right here. So, stay hidden in the blood of Christ to be protected. Amen. Și aș face un pas mai departe la capitolul 6 și 7. Știu că prea de vreme e sâmbătă, am ținut o săptămână lungă, mai bine ați fi dormit în dimineața aceasta. Dar am spus că încep să se rupă pe cețile și mielul face lucrarea aceasta și fiecare dintre noi suntem curioși să vedem ce face mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice și păcatele noastre. Când se rupă pe cea de-a șasea, mielul apare pe cerea și împărații pământului strigă îngroziți, a venit ziua mieliei mielului și cine poate sta în picioare? Dragii mei, vă sta în picioare înaintea scaunului de Domnului, așa cum am cântat mai înainte, în capitolul 7, versetul 9. Doar aceia care și-au lăsat păcatele spălate în sângele Mielului, doar aceia care au crezut în El cu toată inima lor, doar aceia care au fost îmbrăcați în neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Și am văzut ieri că biruința nu a trebuit de o colectivitate, nu trebuie să fim 10 ca să biruim nici 500. Ci problema este personală a fiecăruia. Cel ce va birui, celui ce va birui. De aceea întrebarea rămâne, oare eu, oare tu, vom sta în picioare înaintea mielului, înaintea scaunului de Domnul, oare vom auzi din gura lui veniți sau vom auzi din gura lui plecați de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Problema este serioasă, pentru că vizează sufletele noastre și ce am un om în locul sufletului lui, chiar dacă a câștigat toată lumea, la ce a fost? Nebunule, în noaptea aceasta se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-a adunat, ale cui mă ține? Întreabă Domnul Iisus, pildă cu bogatul care a prodigit țara. Uitați-vă încă o dată la cartea Apocalipsa, la structura ei, o triplă introducere, cele 7 scrisori, și pe urmă este culorul acela care a intrat foarte ciudat, cu tot felul de viziuni. Primul lucru pe care am făcut ieri seara, sau ultimul lucru, este să deschidem sau să lăsăm pe Ioan să deschidă cerul, să vedem scaunul de domnie al Domnului. Și ne-am întrebat, dar ce fi ajutat imaginea aceasta pe cele 7 biserici? Și am tras concluzia și am auzit două rugăciunile voastre. Domnul împărățește. Indiferent prin ce am trece, indiferent care ar fi circunstanțele în care El ne călăuzește, Domnul împărățește. El este pe tron. Tronul lui Dumnezeu este meridianul zero al întregii istorii. Dar am văzut în capitolul 5 pe Domnul ținând în mână un sur de carte începând cu 7 peceți și un înger puternic care a strigat cine-i vrednic să ia cartea să-i provece ție? Și de aici începe să se desfășoare istoria răcinei. Ne-am mutat în următorul bloc de text, capitolul 6 la 11, în care, practic, Duhul lui Dumnezeu deschide întreaga istorie înaintea noastră, dar merge pe linia blestemului. În capitolul 12 la 14, reia istoria din Geneza până la sfârșitul istoriei, dar merge pe drumul binecuvântării. Pe drumul binecuvântării. Capitolul 4, versetul 1. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că ușa era deschisă în cer. Glasul celui din tâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis „Suie de aici și îți voi arăta ce are se întâmple după aceste lucruri.” Ce are se întâmple după aceste lucruri? Se rup 7 peceți, sună 7 trâmbițe și se varsă 7 ochi. 3 serii de judecăți pe care Tronul lui Dumnezeu le aduce asupra Pământului. Poate un pic lucru de strage jos, că ați cuplat, cred că, încă o boxă și microfonie cu ea. Deci, se rup 7 peceți și o pătrime din Pământ și oameni este afectată de pedepsele chemate de Dumnezeu pe Pământ.
Sărășapte trâmbițe și o treime, observați, pedeapsa crește. O treime din oameni și pământ sunt afectați de pedepsele aduse de cer, de tronul Dumnezeu pe pământ. Dar când se varsă cele șapte potire, dragii mei, Dumnezeu scoate afară din prezența lui pe toți îngerii, templul se umple de fum și îmi place să cred că Dumnezeu stă și plânge atunci când îi vine pe cei șapte îngeri să verse cele șapte potire pe pământ. Pentru că cele șapte potire sunt ultimele fungire lui Dumnezeu. Și aici pedeapsa este unul la unul. Nu unul pe patru, nu unul pe patru, ci unul la unul. Tot pământul, toate iarba, toate apele. Spuneam că profetul umblă cu o desagă în care mai întâi oferă binecuvântarea. Dacă respingi binecuvântarea, el îți vorbește despre pedeapsă. Dumnezeu nu este doar bun, Dumnezeu este și drept. Ori îl primești așa cum este, oricum ai rău. Ce are să întâmple după aceste lucruri? Șapte piceți, șapte trâmbițe, șapte potire. Spuneam în prima seară, că a fost cea mai grea seară, și o soră îmi spunea că o stare greu să mă urmărească și eu vă înțeleg. Lucrurile astea sunt probabil pentru studenții de la teologie, cu Vechiul Testament, cu Apocalipsa și cu toate detaliile din ea, dar principiul important pe care nu trebuie să-l uitați este că codul, cheia cu care descrie Apocalipsa, nu sunt fanteziile escatologice din cărți și filme, ci este Vechiul Testament. Și cineva spunea, numărând aluziile, că din 404 versete, 278 sunt înmuiate în Vechiul Testament. Imaginați-vă un burete. Îl ia Ioan, e o carte mică, 22 de capitole, nu foarte mult, și moare cartea lui, sau buretele în Vechiul Testament, și când scoate buretele, îi pluie Vechiul Testament. Unii au numărat sute, peste 7, 8, 900 de aluzii la Vechiul Testament. De aceea este importantă cunoașterea Vechiului Testament. Dacă v-ați văzut, în permanență mă mișc între Vechiul și Noul. Mă duc în Vechiul să iau de acolo lucruri ca să înțeleg ceea ce îmi spune Apocalipsa. Dar dumneavoastră nu trebuie să credeți o boabă din ce vă spun. Nimic. Asta le spun tuturor. Duceți-vă acasă și fiți ca berenii. El avea o inimă mai înțeleaptă. Și deși cel care le-a povărit a fost benic, a fost Pavel, s-au dus acasă să vadă dacă ce el s-a spus este sau nu așa. Eu cred că dacă te pui pe genunchi și rogi pe Duhul Dumnezeu să-ți deschidă mintea, să pricepi Scripturile, Duhul Dumnezeu îți va da lumină să înțelegi ceea ce citești. Dorința lui Dumnezeu este ca noi să înțelegem Cuvântul lui. Ne-a vorbit ca să se facă înțeles. Există în Biblie principii universal valabile. Vă dau un exemplu. Nu știți că dacă vă dați rog cuiva ca să-l ascultați, sunteți rog de celea de care ascultați. Ai doar două opțiuni. Fie că e vorba de păcat, care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare, care duce la neprihănire. Dragii mei, Dumnezeu, România lui Dumnezeu se descoperă din cer și El nu are nimic cu tine sau cu mine. Ci El are de-a face cu necinstirea și nelegiuirea. Nu știu dacă vă uitați la vioarele de vânătoare, când se urmăresc unele de altele, știți și bine, și zice, lockdown! Și pornește racheta. Acum, radarul lui Dumnezeu n-are nimic împotriva ta, ești chiar după chipul și asemănarea ta. Ci dacă pe tine găsește nelegiuire și necinstire de Dumnezeu și nelegiuire, mânia lui Dumnezeu lovește lumea. Asta este un alt principiu universal valabil. În Roman, capitolul 1, versetul 18, și voi veni la el. Acum, necinstirea de Dumnezeu a început în Eden. N-a început în secolul nostru sau în secolul viitor. Nu privesc înainte, privesc înapoi, ca să înțeleg unde a început omul să-L necinstească pe Dumnezeu și unde s-a comis prima nelegiuire. În Eden. De aceea, când se rup cețile, mă întorc înapoi în Eden, în Genesa. Și în Genesa am pecetea a treia, a doua, a treia, a patra, a cincea. Și vom vedea că atunci când se rupe cețile, Dumnezeu pune în mișcare principii sau procese care guvernează istoria noastră. De cât suntem pe Pământ, aceste procese n-au încetat. Dimpotrivă, ele se amplifică pe măsură ce timpul trece. Știți de ce? Pentru că păcatul se mulțește pe măsură ce timpul trece. Dar să încep acest principiu universal valabil. Pavel își începe Evanghelia, care e puterea lui Dumnezeu, pentru mântuirea fiecăruia care crede, cu trei capitole negre. Capitolul 1, 2 și 3.
în care dovedește vinovăția tuturor oamenilor. Toți au păcătuit să lipsim de slava lui Dumnezeu. Deci toți suntem vrednici de pedeapsa cu moartea, de despărțirea finală de Dumnezeu. Uitați-vă primul verset din Evanghelia lui Hristos pe care Pavel o propovăduiește în Romani. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, deci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușindu-l lui nevăzute, puterea lui veșnică și Dumnezeirea lui se văd lăbuit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. A necinsti pe Dumnezeu înseamnă a gândi rău despre el. A comite nelegiuirea înseamnă a transforma gândul în fapte. Nu uitați, numărul fiare este scris unde? Pe frunte și pe mână. Are de face cu gândirea noastră și are de face cu faptele noastre. În tot Noul Testament, judecata lui Dumnezeu este după fapte. Da? După fapte. Dar noi vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care vom fi rostit. Din cuvintele tale vei fi scos fără tine și din cuvintele tale vei fi rostit, spune Domnul Iisus Hristos. Nimic nu poate fi ascuns de ochii lui Dumnezeu, la judecata lui Dumnezeu. Deci a necinstit pe Dumnezeu înseamnă a gândi rău despre El. Și a comite nelegiuirea înseamnă a călca porunca lui, a transforma gândul în fapte. Este o vorbă spusă de unul din scriitorii ruși. Cine gândește frumos, trăiește frumos. Dacă vezi din Noul Testament, mai ales epistolele lui Pavel, el întotdeauna începe cu gândirea noastră. Pentru că nașterea din nou începe cu înnoirea în Duhul minții noastre. Aici facem stânga împrejur. Până acum am gândit rău despre Dumnezeu și am dat dreptate șarfelui. Iar acum când am fost expus din nou, mi se schimbă radical gândirea. Dar dacă nu ți se schimbă și viața, adică trăirea, dragii mei, nu-ți folosește la absolut nimic. Nu-ți folosește la absolut nimic. Când Domnul Iisus judecă cele 7 biserici, știți ce spune? Știu faptele tale. Eu pot să am o teologie superbă, să pun masca numărul 5 cu care vin și zâmbesc tuturor și dă mâna și pace frate, pace soră și de la spate Dumnezeu știe ce gândim unii despre alții și ce vorbim unii despre alții. Cu alte cuvinte, dacă ești născut din nou, trebuie să vadă viața ta de fiecare zi. Așa cum necinstirea lui Dumnezeu începe aici, se termină aici, așa pocăința trebuie să înceapă aici, se termină aici, se termină în viața mea de zi cu zi. Dacă acesta este un principiu universal valabil, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, observați ce urmărește mânia lui Dumnezeu. Nu pe veni fără greu, ci ce gândesc despre Dumnezeu și ce fac cu potriva pe Dumnezeu. Păcatele sunt ca niște realități care se leagă de mine. Acum, mânia lui Dumnezeu nu mă cinstește pe mine, cinstește păcatul pe care îl port. Ca să scap de racheta mâniei lui Dumnezeu, trebuie să mărturisesc păcatul și păcatul este luat de mine și trecut pe Domnul Iisus. Și mânia lui Dumnezeu merge și după păcat și îl vede pe Domnul Iisus crucificat. Și în momentul aceea, legea lui Dumnezeu se relaxează. Pentru că legea a fost împlinită, păcatul a fost plătit și eu sunt liber. Praise the Lord! Dragii mei, dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, adică cu păcate dosite, și cam așa facem noi. Ne punem haina de duminică și venim și zâmbim unii altora, dar avem păcatele nerezolvate. În prezența lui Dumnezeu, păcatul trebuie să pui pe frunte. Să-l aduci la lumină. Dacă ai curajul acesta, avem părtășie unii cu alții. Dragii mei, eu nu pot să am părtășie cu oamenii care pretind că sunt ceea ce nu sunt. Nu pot. Nici tu nu poți să avea cu mine. Dacă lucrurile nu sunt pe față, nu avem părtășie unii cu alții. Dar când lucrurile sunt pe față, sângele lui Iisus Hristos ne curățește pe orice păcate. Când a început în istoria noastră necinstirea și nelegiuirea? Nu în 2014, nici în 2013. Și acolo în grădina Edenului.
capitolo 3 di Genesi, versetto 3. Șapte l-a mai șirat decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare, a zis Dumnezeu cu adevărat, să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre pomul din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Poate cuvinte ce a zis șarpele despre Dumnezeu? Îmi pare rău să spun adevărul, a zis șarpele, că Dumnezeu este mincinos. Uite-te la mine. Eu am mâncat. Vă vezi pe mine mort? Hotărât nu veți muri. Wow! Observați cum începe necistirea Dumnezeu. Oare? Oare? Dar textul continuă. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii, veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Oare? Dar i-am zis. Nu doar că e mincinos, e răuvoitor, un căcău. El nu vrea să fim ca el. Și aceea ne ține sub călcâiul lui. Nu vrea să cunoaște binele și răul. Uitați-vă ce s-a întâmplat mai departe. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și de mult să deschidă cuiva mintea. Spuneți-mi, dacă în momentul acesta toate erau în capul femeii, în sufletul femeii, Dumnezeu ar fi intervenit în clipa care femeia și-a întins mâna să rupă, pentru că textul spune, a luat din rodul lui, a mâncat din el și la și bărbatul ei. Și în clima care a fi vrut să întinde mâna, i-a fi dat Dumnezeu peste mâna femeie. De ce l-a făcut Domnul Dumnezeu? Să presupunem că a fi făcut-o. Știți ce a fi zis femeia? Șapte are dreptate. Așa? Dar să presupunem că mă întorc un pic mai înapoi în istorie, și în momentul în care Lucifer, acest arhanghel strălucitor al lui Dumnezeu, cel mai înțelept arhanghel al lui Dumnezeu, a vrut să se răzvrătească sau s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu ar fi zis, wow, dacă peste al termii, toată istoria o mântuiesc. Și l-ar fi strimit, și ar trebui o creatură, l-ar fi strimit în momentul acela. În timp ce își dădea Duhul șapele s-a fi întors la Dumnezeu și ar fi zis, slăvite, ești Dumnezeu și ești mai puternic ca mine, dar eu am dreptate. Nu-i așa? Din același motiv, când în mintea ta se naște un gând rău împotriva lui Dumnezeu, o dorință păcătoasă, Îngerii Domnului nu o să vină să te oprească, să transform dorința în fapte. Nu o să vină. Eram în Belfast și erau 700 de tineri, era un concert și m-am dat să vorbesc câteva minute și am pus sus o singură imagine, cartea Genesa, ați văzut cartea Exod de câteva ori zilele astea, creație, cădere și răscumpărare. Biblia nu este despre răscumpărare, dar Dumnezeu prefațează istoria răscumpărării cu aprinde lumina, stinge lumina. Creația e lumina prinsă, căderea este lumina stinsă. Și textul spune așa, după ce Dumnezeu a terminat de făcut cerul și pământul și pe om, s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Și a pus o întrebare, ce e foarte bine pentru Dumnezeu? Un lucru pe care tu să-l poți strica sau un lucru pe care să nu-l poți strica? Un lucru pervertibil, nu pervertit, pervertibil sau un lucru stricabil sau un lucru nestricabil? Ce e foarte bine pentru Dumnezeu? Dar nu trebuie să-ți bați prea mult capul, pentru că după creație urmează căderea. Dacă Universul și relația cu Dumnezeu n-ar fi fost stricabilă, pervertibilă, n-ar fi căderea după creație. În felul acesta Dumnezeu a dat libertate omului să aleagă între viață și moarte, între binecuvântare și blestem. Între binecuvântare și blestem. Cu alte cuvinte, când necinstirea lui Dumnezeu a apărut în mintea mea, Dumnezeu nu mă va opri să transform necinstirea de Dumnezeu în nelegiuire și să gust
Tu der Fund Bahar in Pentazilo, Tatelo. Das musst du dir doch nicht lassen. Du musst te lasă să-ți faci praf viața în 5 minute după ce ești de aici. Indiferent că e băiat sau fată. Praf viața. Îngerii nu se amestece în toată povestea asta. Ca să-ți respecte libertatea de a alege între viață și moarte. Scriptura ne spune, alege viața că să ferești. Tu și să nu înțeleați din fericit în țara pe care ți-o va da Domnul. Deci ispitirea din Eden, dragii mei, este originea, izvorul, începutul necinstirii lui Dumnezeu și începutul nelegiuirii. Deci necinstirea sau gândirea stricată, de ce la o trăire stricată, la nelegiuire. Dar mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva acestor două lucruri și de aceea urmează judecată și pedeapsă. Citiți mai departe capitolul 3 și vedeți șarpele Adam și Eva în fața Dumnezeu, lui Dumnezeu judecătorul. Și ascultați verdictul rostit asupra fiecăruia. Ei, de aici încep să se desfășoare pecețile din Apocalipsa. În Geneza, capitolul 3, versetul 15, avem originea pecesii a 1-a, 2-a și a 5-a. În Geneza 3, cu 17, la 19, avem originea pecesii a 3-a. Și în Geneza 3, cu 22 la 24, avem originea peceții a patra. Patru peceți, patru cai care formesc pe istorie, în istorie. Pecetea cincea, e puțin despre altceva, pecetea șasea, de începerea la crucea Domnului Iisus Hristos. Primul cuvânt de întrupare pe care l-a rostit Dumnezeu, ăsta este primul mesaj de Crăciun. Nu de mult a trecut Crăciunul. Vrășmășie voi pune pe tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta, sămânța femeii, îți va zdrobi capul, dar tu îi vei zdrobi călătirul. Acum veniți cu mine în Eden și asistați vorul în spatele scenei la judecată. Era șarpele, era bărbatul, era femeia. Zici, unde ești Adame? Nu zici, ești Eva? Unde ești Adame? Bărbații vă, indiferent ce fac soțiile noastre, noi suntem responsabili. Atenție. În locul lui Dumnezeu, care îți place să fii capul familiei și preotul familiei, dar aveți și responsabilitate pe care Dumnezeu ți-o pune pe urmă. Imaginați-vă scena. Dumnezeu vorbește cu șarpele și ăsta este cuvântul rostit împotriva lui. Vrășmășie voi pune între tine și femeie. Și șarpele s-au uitat dincolo de Adam la femeie și au început să-i scânteieze ochii, pentru că știu că de acolo vine moartea. Și ați drobit capul. Vrășmășie vă pune între tine și femeie, între sămânța ta, sămânța ei. Aceasta se va zdrobi capul. Dragii mei, aici își are originea toată animozitatea, supărarea, mânia șarpelui împotriva sămânței femeii. Tu îi vei zdrobi călpiei. Un călpii zdrobit se vindecă, un cap zdrobit nu mai are niciun viitor. Dar în Apocalipsa vedem minuse aceste lucruri. Și acum să intrăm în textul nostru, capitolul 6. Când arăt vielul pecetea întâia, cea din tâi pecete, m-am uitat și am auzit pe unul dintre cel, pe unul dintre cel, sau una dintre cele patru făpturi vii, zicând cu glas, ca de tunet. Vino! Corinescu zice, vino și vezi. Dacă aș lăsa textul așa cum este în versiunea noastră, atunci făptura vie care ține de tronul lui Dumnezeu, ne-am întâlnit cu el în capitolul 4, i-ar fi zis Ioan, Ioane, hai să vezi. Și făptura vie din preună cu Ioan a stat să se uite la calul care pornește pe lume. Ori, în textul original este doar un singur cuvânt, ecco, vino, este o poruncă. Făptura vie, tronul lui Dumnezeu, cheamă pe scenă, primul cal, și textul continuă. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal al cel ce sta pe el, avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Foarte mulți teologi susțin acest cal alb și glărețul o fi anticristul. Anticristul. Pentru că avea o sabie în mână și a pornit biruitor ca să biruiască. Dragii mei, eu nu pot primi o astfel de interpretare. Alții zic, nu, sunt alții.
Green characters being very romantic, and I thought they wouldn't let you cash while traveling. Io credo che carezza del vocabolo A è il principio di vinci per cui Dumnezeu l-a rostit textul pe care tocmai l-am citit. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, cu alte cuvinte, el a vorbit biruitor ca să biruiască. Vreau să vă spun, anticristul nu va birui la sfârșitul istoriei. Amin? Nu el are ultimul cuvânt în istorie. Hristos are ultimul cuvânt în istorie. De aceea era important, de capitolele 4 și 5, când s-a deschis cerul și ai văzut tronul lui Dumnezeu. Tronul lui Dumnezeu. Mielul rupe pe cețile. El este controlul istoriei. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Singura realitate care se potrivește ceea ce trăiesc în capitolul 6 este Hristosul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, care a pornit biruitor ca să biruiască. Dar să facem o paranteză. Mâna dreaptă a celui ce ședea pe tron era o carte, un sul de carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pe ce dute în 7 pe ceți. Pe urmă, văd făpturile vii chemând de scenă pe un cal. Pe cine cheamă făpturile vii? Când i s-a dat primului călăreț o cunună? I s-a dat o cunună și cunună pe cap a pornit biruitor ca să biruiască. Când i s-a dat cunună? Cum le-a pornit biruitor? Era deja biruitor. Și-a pornit să biruiască. Dacă este biruitor, de ce mai trebuie să biruiască? Cum să înțeleg cuvintele Scripturii? Mai sunteți cu mine? Da. Apocalipsa, capitolul 5, cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe tron. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe tron, un scaun de domnie, pe cel ce ședea pe scaunul de domnie, o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuite cu 7 peceți. Nu știu exact cum era sura acesta de carte. Dacă citiți comentariile, se spune că testamentele pe care le lăsai erau pecetuite, după ce erau scrise, când un pergament este scris pe dinăuntru și pe din afară, înseamnă că e foarte mult scris în pergamentul respectiv. Pergamentul are două fețe. O față fină pe care poți scrie și o față dosul care este puțin mai greu de scris. Dar când ai foarte mult de scris, pergamentele au foarte scumpe, le scrie pe dinăuntru și pe din afară. Le făceai sul, era vorba de un testament pe care ți-l lăsau părinții sau un unchi sau o mătușă bogată, și după moartea testamentarului, judecătorul chema pe toți cei care pecetuiseră testamentul. Când toți cei 7 erau acolo, atunci verifica pecetea și verifica the seal, da? Dar îi corespundea să rupă prima pecetă, a doua pecetă, a treia pecetă, a patra pecetă. Dacă nu erau toți 7 acolo, nu se deschidea surul. Mă spuneți-vă, câte peceți trebuie să rupă ca să deschid surul? Dacă e imagine adevărată, toate pecețile. Deci, practic, surul se deschide la ruperea ultimei peceți. Dar, celor stau celelalte peceți. Eu cred că ruperea celorlalte peceți este o recapitulare a istoriei, începând din Genesa. Și această rupere a peceților te aduc până la crucea Domnului Iisus Hristos. Ce este scris în surul acesta? Spuneam 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 copii. Dar observați, între ultimele două peceți este paranteza din capitolul 7. Între ultimele două trâmbițe este paranteza din capitolul 10 și 11. Și pe urmă avem lăsarea copiilor, judecata copiilor celui mari, nunta mielului și nouă Ierusalim, pogolindu-se din cer de la Dumnezeu. Asta este conținutul surului. Cartea în mâna dreaptă a celor ce ședea pe scaunul de domnie. La strigarea Îngerului se spune că nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ să deschidă cartea, să-i rupă pecețile. Abia când mielul, când Fiul lui Dumnezeu a dezbrăcat slava lui și a acceptat să devină Hristosul sau mielul lui Dumnezeu, el s-a învrednicit să ia cartea, să-i rupă pecețile. Deci, înainte de întemeierea lumii, Fiul lui Dumnezeu a acceptat să intre în planul lui Dumnezeu, să fie protagonistul împlinirii dramei omenirii.
Cu alte cuvinte, soluția lui Dumnezeu a existat înainte de problema pe care omul a creat-o. Doar în baza soluției desăvârșite, în întrupatul Fiului lui Dumnezeu, a dat drumul istoriei Dumnezeu. L-a prăvădit pe om într-un timp și asemănarea lui și a suflat în nările lui suflare de viață. Uitați-vă ce spune Apocalipsa 13:8. Și vă dau o traducere, poate care deschide și versiunea englezească, aveți o traducere mai corectă decât cea românească. Și toți locuitorii Pământului, aici e vorba de cele bofiare, se vor închina toți acei altelor. Nume n-a fost scris de la temerea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Așa este traducerea românească. O traducere corectă ar fi, văd cu fratele Nelson azi dimineață și discutam și el a citat textul acesta. Și l-a citat așa cum ar fi trebuit tradus de Corvinescu. Toți locuitorii Pământului se vor închina toți acelor căror nume n-a fost scris în cartea vieții mielului care a fost judecat înainte de temerea lumii. Wow! În cartea vieții mielului care a fost judecat înainte de temerea lumii. Da, bine, poate te joci cu Scriptura. Dați-mi voie să vă duc la un alt text. Să vedeți cât de important este să înțelegem ce s-a întâmplat în veșnicia trecută înainte de temerea lumii. Tot planul lui Dumnezeu a fost încheiat în Hristos. Uitați-vă ce spune Petru, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 18. Căci știu că nu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost să scumpărați din felul de șer de viețuire pe care moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, nu Iisus Hristos. Asta este unsul, Mesia, da? Mielul fără cusur și fără prihană, care, așa continua textul, este o virgulă, a fost cunoscut ca miel înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul iacurilor pentru noi. Dați-mi voie să vă duc în Efeseni. Atunci când Scriptura, când trag o concluzie în Scriptură, Scriptura nu se contrazice pe sine. În El, în cine? În Hristos. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Textul nu spune că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca noi să trecem prin sală, să zicem tu ești ales, tu nu ești ales, tu ești ales, tu nu ești ales. Nu despre asta e vorba în text. Ci Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, a ales profilul care trebuie să se potrivească miresei Fiului Său. Cum s-a dat mireasa lui Hristos? Asta a hotărât Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Acum, ca să putem ajunge așa, El ne-a ales în Hristos Iisus. Dar textul spune, ne-a ales înainte de întemeierea lumii, după ce, deci El a făcut ceva mai înainte de a ne alege, după ce ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați în Hristos, după buna plăcere a voiei sale. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din greșul peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Mulțumesc pe Dumnezeu că mama m-a scos de la liceu, când a intrat în clasa nouă și mi-a spus trebuie să duci la profesională ca să ții surorile la școală. Tatăl meu a murit când avea 9 ani. Am rămas cu 4 copii, 2 ani de zile prin spital în Galilea. Vedeam și tot ce-i untul, ciocolata, foarte târziu în viață. O lecție ar vine la mama mea, nu-i rușine să umbli pe plite, e rușine să umbli murdar. Dragii mei, neplingerea păpucii, neștopaia ciorapii, am învățat și eu cum se ștopolesc ciorapii, dacă știți ce e astăzi nu mai gustați și ceva. Și dacă mă gândesc la textul nostru, pentru că m-a dat la școala profesională și am fost ungar și cornel, am învățat să văd ce nu văd. Pentru că atunci când ai o carcasă complicată de compresor și lucruri pe dinăuntru, tu habar n-ai ce acolo. Prin credință, trebuie să faci tot ce trebuie. Am micrometru. Amin. După care, pentru că a fost creștin, nu m-am putut duce la literă, ca moral, ci sau la psihologie, ci zis la politehnică. Mi-a prins bine desenul tehnic. Eu vreau nu desenez un text. Nu pe uitați textul care am citit de stat înaintea voastră. Punctul acela galben este întemeierea lumii. Tot ce e în stânga
este veșnicia trecută, înainte de întemeierea lumii. Ce-am citit în text? În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, după ce ne-a înfiat, ca să ne înfieze apoi să ne răscumpere, să ne ierte, ca să ne răscumpere, să ne ierte, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să accepte să devină Fiul lui Dumnezeu. Dar ca Fiul lui Dumnezeu să accepte să devină Fiul lui Dumnezeu, plan, Tatăl a trebuit să întrebească în sine însuși un plan. Da? Corect? Deci Tatăl a trebuit în sine însuși un plan, a venit înaintea întregului cer și un înger a strigat: cine-i vrednic să ia cartea, să-i rupă? Este drumul planului lui Dumnezeu. Și nu s-a găsit nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Până în Fiul lui Dumnezeu, în tăcerea care s-a lăsat, s-a ridicat în picioare și a zis: iată-mă, trimite-mă. În surul cărții este scris despre mine: vin să fac voia ta, Dumnezeule. A dezbrăcat slava lui și a luat un chip de om. Al doilea Adam a existat înaintea primului Adam. Și noi am fost creați după chipul celui de-al doilea Adam, pentru că Scriptura spune: nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. El a suflat. Suflare de viață. În boțul de bumă. Pe care Dumnezeu l-a prevăit. Pentru că El și Tatăl una erau. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, l-a ales pe Hristos ca mijloc al alegerii și mântuirii noastre. S-o pun mai astfel. Dumnezeu nu l-a ales pe Noe, la tot știința Lui, ci a ales corabia care să mântuiască pe noi. Înțelegeți diferența? Hristos este corabia. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu trece prin sală, stii că tu ești ales, tu ești ales, tu ești ales, tu ești ales, Dumnezeu nu poate face așa ceva. Pentru că iar de nas, iar Dumnezeu trebuie să ne bage în cer, iertați-mi expresia, pe poartă din față. Dracu ia biletele de intrare. Nimic întinat nu va intra acolo. Așa e? Dracu nu va da nimic din ce-ți trebuie. Dacă ești al lui, vreau merge împreună cu el pentru eternitate. Dar când am înțeles de ce Domnul Iisus este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, dragii mei. Nu. Nu toate drumurile duc spre Rai. Avem o singură nădejde, o singură corabie care ne mântuiește din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu. Este Domnul Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Dar observați, toate acestea erau terminate înainte de întemeierea lumii. Când Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările Lui, El s-a odihnit la umbra crucii Fiului Său. Altfel, spuneți-mi, cum putea Dumnezeu atât de înțeles să se odihnească în ziua șaptea, când în ziua opta omul a răsturnat și ștaul? Dacă știți să lași ăștia, a făcut praf tot ce a crezut. Cum putea? Nu, nu. Lucrările lui Dumnezeu au fost terminate. Soluția a existat înainte de întemeierea lumii. Cartea din mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie conține planurile eterne ale lui Dumnezeu. Trecutul, prezentul și viitorul. Dar Dumnezeu n-a putut da drumul planului, desfășurării planului său, până când Fiul lui n-a acceptat să devină soluția. Am citat de mine soluție. Efeseni capitolul versetele 9 și 10 le vorbesc despre planul acesta. Deci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care l-a pătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre ajuniară și întrunul în Hristos toate lucrurile care sunt în cer și cele de pe pământ. În baza hotărârii Fiului lui Dumnezeu, Fiului omului, i s-a dat o cunună. I s-a dat putere, stăpânire, ca toți oamenii de toate limbile să asculte Daniela capitolul 7. Iar în momentul în care păcatul a intrat în lume și Dumnezeu a judecat șarpele, femeia și pe bărbat, dragii mei, Dumnezeu a rostit primul cuvânt de întrupare, Geneza 3:15. Iar acest cuvânt de întrupare este principiul biruinței lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, a pornit prin istorie, biruitor ca să biruiască. Cel care va avea ultimul cuvânt. A fi cel care va pune pe toți vrăjmașii lui Dumnezeu ca șternuta în picioarele sale. El a pornit prin istorie să câștige această biruință și o va câștiga. În niciun caz, nu Anticristul. În niciun caz. Ce este Hristos. Daniel capitolul 7.
a noi tanti di cui vedete l'ombra di notte, c'è anche per noi il cielo, ha venuto un confio all'uomo, ha mentato per cielo il patrino di Sile, ci ha postato se ne a lui. Il sa da stupire, perché nel momento a cielo, su te un devano, un cielo, che ne entra, c'è un patrino di Sile a scambio di dormire, fiare le cisterice di mare a ciamare, ci fiu l'uomo e stato se ne a lui. Și momentul în care îi s-a dat stăpânire, îi s-a dat o cunună împărătească. Poate că el este împăratul, avea mână sabie. Când îl regăsesc pe calul alb, care l-a dus asta, e o haină muiată în sânge. Toate luptele sunt date, terminate și avea multe cunune împărătește în cap. Pentru că el merge spre biruința finală. Îi s-a dat stăpânire, putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, oamenii, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică. Nu va trece nici de cum. Și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Cine are biruința finală? Fiul omului. Mielul. Care la urmă se va transforma în leul în esenția lui Iuda. Și a sfârma pe toți dușmanii lui Dumnezeu. Deci în Geneza 3 cu 15 deja au originat de la peșeți. În primul rând este principiul biruinței lui Dumnezeu, calul al cu călărețul de pregătoare. Dar uitați-vă la text. Cum curge mai departe. Când la Lumierul, a doua pecetă, am auzit a doua făptură vie zicând, vino! Se dați făptura vie, nu asistă la istorie. Făptura vie dirigează, poruncește. Pentru că făptura vie este în tronul lui Dumnezeu. Vino! Eu am zis ceva uitat. Și iată că s-a arătat un cal roș. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ. Pentru ca oamenii să se junie unii pe alții și s-a dat o sabie mare. Câți oameni au existat pe pământ când a murit primul om? One, two, three, four. Cain a murit pe Abel, a mai rămas Adam și Eva, Cain a trebuit să fugă dinaintea lor. Observați, Dumnezeu nu te scutește pe implicațiile păcatului. Tronul lui Dumnezeu a pornit prin ființele vine. A pornit procese de istorie, care colindă de atunci încoace istoria. Rășmășie voi bine între tine și femeie, de sămânța ta, sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul, a fost primul cuvânt de întrupare. Dar uitați-vă în Geneza 4, Dumnezeu a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Și pentru ce ți este posomorât de față, nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dacă faci rău, păcatul gândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să stăpânești. Sau o altă traducere la subsolul biblilor, poți să stăpânești. Nu va ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Însă Cain a zis fratele său, Abel, haideți să ieșim la câmp. Dar când era la câmp, s-a ridicat Cain, s-a ridicat împotriva fratelui său și l-a omorât. Uitați-vă Duhului Dumnezeu, cum firește pe Cain, pe numele capitolul 3, 13 și 11. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu. Oricine nu trăiește, nu știu ce se gândește să trăiești în neprihănire, nu este de la Dumnezeu, nici ce nu iubește pe fratele său. Frații mei, care pe tot ce tați vă împărțiți prin Canada, mai citiți din când în când și textele astea. Și de dragul lui Hristos, mai acceptați-vă unii pe alții. Și veniți la oaltă. Deci vestea pe care am auzit-o de la început este aceasta. Să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele fratelui, faptele lui erau în rău, iar faptele fratelui lui erau bune sau neprihănite. Wow! A venit minunea.
feedback with the master, master Dharma. Da, suntem făcuți din aer și apă și toate astea sunt binevenite pentru noi. Mulțumesc tare! Pentru ce l-au ucis? Pentru că faptele lui erau bine, faptele fratelui său erau bine. Nu vă mințiți fraților, dar să nu vă mirați fraților dacă vă urăște lumea. Pe cea de-a cincea. Când a luat mielul pe cea de-a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Spuneți-mi, de ce a fost omorât Abel? Nu, a fost omorât din pricina cuvântului lui Dumnezeu, corect? Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni fără să-i fi spus mai întâi ce-i bine și rău. Adevărat? Dumnezeu nostru este Dumnezeu drept. Dacă Abel a știut că la Dumnezeu nu poți să pedini, să zici mulțumesc frumos de pentru o jertfă de sânge și Cain a știut. Dar Abel era crescător de vite. Cain era agricultor. Și el a zis, doar eu sunt fratele mai mare, nu o să-i duc la fratele meu, o să-i cumpăr un miel. Dacă nu-i place la Dumnezeu ce așa și castraveții, treaba lui. De asta e adu. Asta e da. Dragii mei, el știa cuvântul lui Dumnezeu, dar l-a căcat, a comis nu doar necinstire, ci și nelegiuire în mintea și fapta lui. Și de aceea cred eu că Abel este primul martir. Când Domnul Iisus vorbește mai târziu, Matei 23, de la sângele de prietenului Abel la Barachia, care a venit între templu și altar. Este inclus Abel pe sângele pe, în linia martirilor. Când a rupt mielul pe cei de-a cincea, am văzut sufletele sub altar, sufletele celor ce se junghiați din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturisirei pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor Pământului. Uitați-vă răspunsul tronului Dumnezeu. Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai răzbunească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie judecați sau omorâți ca și ei. Cu alte cuvinte, istoria mai trebuie să continue și mulți vor plăti cu viața pentru credința lor de Domnul Iisus Hristos, pentru că țin și bazesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Matei, capitolul 23. Matei începe cu 8 fericiri și termină cu 8 vaiuri. Da, cu 8 vaiuri. Până zile peste la altul. Iată, spune el, celor din vremea lui Domnul Iisus, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei veți omoră și răstigni, pe alții veți bate în sinagogile voastre și veți primi, veți prigoni din cetate în cetate. Ca să vină asupra voastră tot sângele de vinovat care a fost vărsat pe pământ. Tot sângele de vinovat care a fost vărsat pe pământ. De la sângele de prietenul lui Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între Dumnezeu și altar, grele cuvinte, împotriva poporului lui Dumnezeu. Pe cei de-a cincea, pe cei de-a martirilor, își are originea acolo în Eden. Când Dumnezeu a zis vrășmașie, voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, între urmașii tăi și descendenții ei, șarpele a știut. Că dacă nu se ridică împotriva seminței femeii, promisiunea lui Dumnezeu se împlinește. Și de aceea, de-a lungul întregii istorii, a urmărit-o pe femeie să-i mănânce pruncul pe care îl va naște. Dar ce să fac cu pecetea a treia? Capitolul 6, versetul 5. Când dar în mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino! Nu vino și vezi, vino! Că cheamă pecetea. M-am uitat și iată mi s-a dat un har negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpără. În mijlocul celor patru făpturi vie, am auzit un glas care zicea,
se v-ați tronul lui Dumnezeu, poruncește, aduce în istorie toate aceste lucruri. În mijlocul celor patru fărturi, via am auzit un glas care zicea o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de ors pentru un leu, dar nu vă tema unde le pun și vinul. Și calul acesta a pornit de istorie. Acum imaginați-vă, un cal, când este chemat și pornește, el pornește în galop. Așa imaginați-vă, veceți-vă. Sunt realități care galopează de-a lungul istoriei din porunca lui Dumnezeu. O altă cuvinte, calul acesta aduce restricții alimentare, dar nu atât de severe ca viața să nu fie posibilă în pământ. Trebuie să muncești. Cum? Cu sudoarea feței. Și dacă ați fugit din România să duceți mai bine, v-ați înșelat. Aici plecați dimineața până seara, ca să câștigați o pâine. Care lucrați și aia cu durere, da? Ca și noi. Am fost în Spania și mă uitați în ce condiții trăiesc românii, de 4 familii în o casă. Pentru care vrem deși plătit chiria. Și așa a fost pentru fiecare dintre noastre când ați venit aici. Dar acum ați mai ieșit la limbați și vă bucurați. Cu toate acestea, astea nu le veți evita nici în America. Nici în America. Restricțiile alimentare vor fi din ce în ce mai severe. Întreaga lume, vom vorbi despre ei la sunetele trâmbițelor, la vremurile pe care le trăim noi. Dar uitați-vă unde și au origine aceste lucruri. Omului i-a zis bărbatului, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care spusesem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul, nu tu, pământul din pricina ta. Cu sudoarea feței tale, cu multe trudă și cu sudoarea feței tale, să-ți câștigi hrană în toate zilele vieții tale. Spin și bălămidă să-ți bea. Să mănânci iarba de pe câmp, da? Spin și bălămidă. Cu alte cuvinte, acolo vedem Dumnezeu a blestemat pământul și l-a obligat pe om să-și câștige pâinea cu sudoarea feței. În sudoarea feței tale, să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ. Căci din țărână ai fost luat și în țărânești și în țărână te vei întoarce. Cu alte cuvinte, indiferent unde te duce pe planeta aceasta, acest lucru rămâne adevărat. Și vreau să vă spun că este din ce în ce mai adevărat. Din ce în ce mai adevărat. Acum 2 ani era un pic mai bine. Azi e un pic mai rău. Apoi nu ne va fi și mai rău. Pentru că entropia pe care păcatul a dus-o în lume va crește de la o zi la alta. Dar ce să fac și cu pecetea patra, ultima dintre cele 6 peceți, dintre cele 5 peceți? Când a rupt mielul pecetea patra, am auzit glasul unei făpturi, cele de-a patra făpturi, îi zică, vino, m-am uitat și iată că se arăta cu un cal de împui, cel ce sta pe el se numea moartea. Și împreună cu el venea, după el, locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, pe cei de-a doua și a cincea, cu foamea, pe cei de-a treia, cu molima, cu fiarele pământului. Domnul Dumnezeu a zis omului, iată omul, Domnul Dumnezeu a zis, iată omul a jos ca omul dintre cunoscând bine și rău. A avut și apă libertate? Da. Dar mi-a spus omului doar un jumătate de adevăr. A fi ca Dumnezeu înseamnă un pic mai mult decât a cunoaște bine și rău. Înseamnă avea puterea să face întotdeauna bine și niciodată rău. Și asta nu i-a mai spus omului. Și în felul acesta, cea mai gravă erezie este cea care conține cel mai mult adevăr. De aceea toate ereziile se nasc de la boane cu Biblia deschisă între noi și ei. Dragii mei, nu-i credeți pe cuvânt, nici pe mine, nici pe alții. Duceți-vă acasă și verificați dacă ce vi s-a spus este sau nu așa. Iată că omul a ajuns ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul, să-l împiedicăm, dar ca nu cumva să-și întindă mâna să ia din pomul vieții, ca să mănânce din el, să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izbonit el
pe Adam și l-a răsărit un gădin Edenului, a pus niște heruvim ca să învârtească o sabie învăveiată, ca să păzească drumul care duce spre pomul vieții. Geneza, capitolul 9, versetul 2. După potop, Dumnezeu vorbește lui Noe, să apuce groaza și frica de voi pe orice lovitor de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mișcă pe pământ, pe toți peștii mari, le-am dat în mâinile voastre. Voi cere înapoi sângele vieților voastre. Voi cere înapoi de la orice lovitor. Primele cinci peceți sunt legate de necinstirea lui Dumnezeu, de nelegiuirea pe care omul a comis-o. Pentru că necinstirea și nelegiuirea sau originea în grădina Edenului, tronul lui Dumnezeu cheamă în istorie procese care vor colinda istoria, cai care galopează prin istorie, amplificând pedeapsa odată cu mulțirea nelegiuirii și pedepsei. Dragii mei, toate aceste lucruri sunt din ce în ce mai multe, nu din ce în ce mai puține. Dumnezeu a rostit cuvântul de blestem asupra Pământului și a pus în mișcare aceste procese care caracterizează istoria. Cai nu vin unul după altul, ci când a pornit un cal, a pornit al doilea cal, al treilea cal, al patrulea cal, toți care doresc prin istorie, toate aceste lucruri sunt fenomene prezente în orice moment al istoriei. Observați, realitățile istorice continue pe care le reprezintă pecețile, vrășmășie între sămânța femei și între sămânța șarpelui, sabie, foamete, molină, moarte. Spuneți-mi un moment din istorie sau în parte din globul acesta în care lucrurile acestea au fost prezente în permanență. În permanență. Ele sunt realități istorice continue. Dragii mei, așa au trecut milenii de istorie. Până la ruperea peceții a șasea. Când am mers pe cetea a șasea, m-am uitat. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele. Și stelele au căzut din cer pe pământ. Ca smochinele verzi din pom când sunt scuturate de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o fac surd. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Uitați-vă la versetele care urmează. Împărații Pământului, domnitorii, căpitanii, oștilor, cei bogați, cei puternici, toți robii, toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în căpăturile stâncilor, da? Și strigau, ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi, ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Imaginați-vă scena. Apare mielul. Și împărații Pământului, când văd mielul, știu că atunci când Dumnezeu vizitează Pământul, trebuie să pedepsească cei de pedepsit, să mântuiască cei de mântuit. Dar pentru că istoria este caracterizată de păcat și răzvătire împotriva lui Dumnezeu, ei strigă, cine poate sta în picioare? A venit ziua cea mare a mâniei Domnului. Spuneți-mi, la ce v-ați așteptat? Curgerea logică a imaginii m-ar face să cred că mielul a venit și bum! A turnat mânia lui peste pământ. Interesant că lucrul acesta nu se întâmplă la sfârșitul capitolului 6. Pentru că după ce avanse pe escatologii care vestesc ziua venirii Domnului și împărații Pământului strigă, dintr-o dată imaginea se mută pe un alt plan, ca și cum s-a rupt filmul în momentul acela. Îi veți regăsi în capitolul 19, vor apărea toți aceștia împărații Pământului, dar acolo mânia se va revărsa peste ei. Dacă citesc textul din Ioel, este un text pe care Petru îl citează în ziua de Rosalie, în ziua de Rosalie. Sunați din trâmbiță în Sion. Strigați în gura mare pe muntele meu cel sfânt. Ca să tremure toți locuitorii pământului, că ziua Domnului se apropie. În Biblie, ziua Domnului este ziua socoterilor, dragii mei.
ci fida di noi, vuoi stare in tanto con la zio a cena. Voi facci se vade il segno in cielo, ci per come, sangue, fuoco, ciò stelle di fuoco. Soare se va per facce ed intunere per luna in sangue, osservate parlare la destra in Apocalipsa, luna in sangue. E înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Nu e așa că, odată ce apar semnele, te aștepta ca mânia lui Dumnezeu se reverse peste pământ. Ascultați versetul din următor. Atunci oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Interesant. A venit ziua mâniei lui Dumnezeu și atunci oricine va chema, va chema numele Domnului, va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul și între cei rămași pe care îi va chema Domnul. Aceste cuvinte sunt rostite de Petru și de neîngroziți. Trainii de oameni strigă, fraților, ce să facem? Răspunsul vine cristătrină. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dragii, exact lucrul acesta se întâmplă între capitolul 6 și 7. Spuneam că între ultimele două percepții este o paranteză. Între ultimele două trâmbițe este o paranteză. Paranteza deschisă în capitolul 7 este istoria bisericii. Vremea pe care noi am văzut. Este istoria în care Dumnezeu a retras mâna Lui. Dacă ar fi făcut ce a făcut cu Anania și Safira, unul dintre noi n-am existat. Dar Dumnezeu, după ce a dat o pedeapsă exemplificativă, a retras mâna Lui și așteaptă în sfârșitul istoriei ca să-ți dea ție și mie timp de pocăință. Ție și mie timp ca să fim receptuiți pentru mântuire. Mă uit la ceasă, mă începe la 10:11:30, înainte de a merge mai departe, cred că ar fi bine să luăm o pauză. Cornel. Avem un ceai, o cafea și numai o jumătate de